Regiunea separatistă Transnistria din Republica Moldova a instituit cod roșu de pericol terorist. Decizia a fost luată în cadrul ședinței așa zisului Consiliu de Securitate al Transnistriei. Potrivit sursei citate, un decret în acest sens urmează să fie semnat de așa zisul lider de la Tiraspol. De asemenea, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va convoca marți de la ora 13 Consiliul Suprem de Securitate în legătură cu incidentele din regiunea transnistreană, conform Mold Press. Regiunea separatistă Transnistria a luat această decizie după ce marți dimineață au avut loc două explozii în localitatea raionul Grigoriopo. În urma acestora, două turnuri de comunicație de la centrul de radio și televiziune au fost aruncate în aer. Din primele informații, turnurile din Maiac erau folosite de Federația Rusă pentru a transmite misiuni de propagandă pe teritoriul ucrainean.